Hei, salutul ăsta, Mascou, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să vorbim tot ce știm despre GTA 6. Ăsta este canalul meu de gaming, aici o să postez în continuare videoclipuri despre GTA 6 și nu numai. Abonați-vă la acest canal, deoarece o să apară în continuare videoclipuri despre cel mai așteptat joc din lume. Așa că haideți să vedem ce spun cei de la Rockstar, deoarece acele videoclipuri care au fost lecuite de acel hacker sunt 100% reale. Tot ce știm până acum este că jocul este aproape gata după ce am văzut în acele videoclipuri și că mult timp nu mai trebuie să așteptăm. Știm că GTA 6 se va lansa, chiar dacă am așteptat 9 ani ca cei de la Rockstar să nu ne spună absolut nimic, gen ok, ne-au spus că lucrează la el, dar nu ne-au arătat absolut nimic despre GTA 6 și nu știu, într-un fel cred că se merită ceea ce s-a întâmplat, cred, nu știu, deoarece pur și simplu știm că nu mai e mult timp și apare GTA 6, Actul 6. Avem și un mesaj de la Rockstar în legătură cu ceea ce s-a întâmplat duminică cu acele videoclipuri și da, acele videoclipuri sunt reale. Pow! Man! Bun, haideți să vedem ce spun cei de la Rockstar. Un mesaj de la Rockstar Games. În consecință, a existat acces ilegal la rețeaua companiei de către un necunoscut care a descărcat informații confidențiale. Adică au descărcat niște... Nu numai videoclipuri, ci și niște coduri, din câte am înțeles. Pachetul de date conținea imagini, tipuri ale jocului Grand Theft Auto aflat în desfășurare, gen GTA 6. În prezent nu se poate presupune că va exista un efect de durata asupra producției în curs. Gen nu va afecta durata lansării sau se va lansa mai târziu, mă rog. Bun, Rockstar ne mai spune că suntem extrem de dezamăgiți, că detaliile despre următorul joc au fost făcute publice în acest fel. Munca noastră la următorul joc Grand Theft Auto continuă așa cum era planificat și vom continua să străduim să oferim jucătorilor o experiență care le depășește cu adevărat așteptările. Ok, perfect. Va exista o actualizare cu privire la aceste aspecte în curând și vom prezenta următorul joc când va fi gata. Vrem să mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat în această situație. Perfect, deci ce știm până acum, că jocul se află în desfășurare, se lucrează la el și asta e perfect. Oricum nu mai e mult timp, eu cred că anul ăsta sau anul viitor vom avea un trailer și poate prin 2024 va fi lansat jocul, nu știu exact, dar oricum cât de curând vom avea un videoclip sau un nou teaser de la noul GTA 6. Deci să nu uităm că aceasta este una dintre cele mai mari leak-uri din industria jocurilor video și un coșmar mare pentru Rockstar Games, cum au spus și ei, că sunt foarte dezamăgiți pentru ceea ce s-a întâmplat. Și na, pe de o parte înțeleg, dar pe de o parte nu, deoarece foarte mult timp am așteptat, 9 ani e foarte mult timp și na, pe de o parte, nu știu, poate la unii s-au dus vibe-ul ăsta, adică hype-ul ăsta, mamă, cum o să arate GTA 6, unde o să fie și așa mai departe. Dar, nu știu, scrieți în comentarii cum vă este, v-a dezamăgit acele imagini sau sunteți mult mai, nu știu, așteptați jocul mult mai mult decât înainte. Take-Two dă strike-uri la videoclipuri care arată acele scene din 90 de videoclipuri. Deci, na, eu nu am luat strike. Am un videoclip postat pe canalul mare. Cred că o să-l dau jos sau nu știu, o să-l mai las puțin. Dar în continuare o să apară pe acest canal, o să apară videoclipuri cu GTA 6, informații și așa mai departe. Nu o să mai apară pe acel canal mare cu 200 și ceva de mii. O să apară pe acest canal aici. Bun. Deci, cine a lecuit acele videoclipuri? O să vorbim acum. Deci, na, din câte am mai văzut și pe internet, este un tânăr care i-a fost deja găsită adresa IP și deja știu mulți unde locuiește și cum arată. Nu pot să vă arăt cum arată deoarece el a mai hackuit și alte leak-uri, jocuri și așa mai departe. Problema e că a hackuit și acel cod de la GTA 5 și GTA 6. Na, dacă vă întrebați în ce costa acel cod, mă rog, acel cod care l-au cei de la Rockstar. Na, multe companii îl contactează acum pe acel hacker și vor să-i cumpere acel cod să vadă cum lucrează cei de la Rockstar, gen, cum este făcută structura jocului și așa mai departe, dar cu acel cod poți și, nu știu, poți să și hackui și așa mai departe, deci
e un haos acum la cei de la Rockstar și... Bun, trecem aici cu cele 90 de videoclipuri pe care le-ați văzut mulți dintre voi, cred. Calitatea pe care o vedeți în acele videoclipuri este... Genul este versiunea finală, va fi complet diferit de ce se vede în acele videoclipuri. Plus, acolo este un test din 2018 sau 2019 acele videoclipuri și de atunci până acum au trecut deja 3-4 ani, deci jocul se află mult mai departe de cum ați văzut voi acolo în acele teste. Dar e bine că am văzut ceva ce pe mine chiar m-a fascinat, gen arată cât de cât tare acele imagini, gen calitatea, chiar dacă e în testare, calitatea totuși arată cât de cât. Bun, următoarea informație pe care o avem, știm că o să avem două caractere, una de fată pe care o cheamă Lucia, acea rochiță, arată destul de bine, nu știu cum o cheamă în realitate, și unul de băiat pe care îl cheamă Jason, și din câte am înțeles va fi un cuplu și vor, nu știu, împreună vor face multe jafuri, vor sparge multe magazine, chestii trestii, și ei vor interacționa între ei când, nu știu, când va face un jaf sau, mă rog, după cum ați văzut și în acele videoclipuri, că, nu știu, se află amândoi într-un club sau ceva de genul. Ah, și o să avem și cluburi unde dansează fete frumoase, cum ați văzut acolo, nu știu dacă ați văzut unii dintre voi. Chiar tare, e bine că avem și un club, na, mai mult mai diferit, avem și în GTA 5, dar acel din GTA 6 pare mult mai smooth. Mașinile de poliție vor arăta la fel ca cele din GTA 5, după cum am văzut acolo în videoclipuri. Poate o să mai fie și alte stiluri de mașini, cred, nu știu. Numai că va avea texturi noi și va arata mult mai bine, la fel și cele de pe stradă vor fi mult mai bine modificate și așa mai departe. Bun, la mașini avem foarte multe modificări, de exemplu, nu știu, pe care le putem aplica. Putem regla oglinda din interior și scaunul putem modifica, gen, nu știu, scaunul, what the fuck, și volanul, gen, nu știu, chiar sunt uimit de chestia asta. Deci avem foarte multe detalii noi, asta știm deja. Bun, vom avea și un first person mai diferit, gen atunci când accelerăm, putem vedea în first person sau, mă rog, nu știu, din câte am înțeles eu, vom avea o perspectivă nouă când tragem cu o armă din mașină, ne putem scoate pe geam ca în Fortnite și putem trage în legătură cu inventarul. Acum putem lua cu noi doar diferite arme, nu ca în GTA, putem lua cu noi toate armele și, nu știu, le scoatem din fund. Acum o să fie, nu știu, în GTA 6 o să fie ca în Red Dead Redemption 2, o să putem lua cu noi un număr limitat de arme. Cum am văzut și în videoclipuri, putem arunca arme pe jos și fiecare armă o putem avea în spate, gen ca, nu știu, ca în Red Dead Redemption, o putem lua aici în spate și o putem, se poate vedea. Asta e un ceva wow, chiar m-a uimit chestia asta, deoarece în GTA 5, cum ați văzut, armele nu le poți avea cu tine, practic, na. Și am văzut că sunt foarte multe arme, am văzut o listă, sunt undeva la 20 plus de arme, de la pistoale, arme, cuțite și așa mai departe, deci avem foarte multe arme, e super. Și acum putem, nu știu, face mai multe jafuri, putem jefui mai multe magazine, baruri și așa mai departe, deci o să fie super tare, de abia aștept să pot jefui acolo. Bun, NPC-urile vor fi mai inteligente, vor interacționa între ei mult mai bine, la fel și poliția, nu ca în GTA, când ai o stea deja trag în tine. În GTA 6 polițiștii vor fi mult mai prudenți în legătură cu ceea ce faci în oraș, cred, gen, dacă ai omorât pe cineva, îți dai seama că o să fie mai agresiv, dar dacă ai făcut un jaf, o să fie mai calm, mă rog. Asta este un... Bun, de câte am mai văzut, acum poți căra după tine playerii sau NPC-urile, dacă le-ai, nu știu, le-ai omorât, îl poți căra după tine, îl poți jefui. La fel ca și în Fortnite, gen dacă au cineva
a murit, îl poți căra după tine și poți da revive. Ar fi chiar tare să-i mi poți să-i dai și revive. Wow. Bun, în timpul notului, gen când înotăm, putem să și tragem, cred. Poți trage pe burtă, poți sta pe burtă și trage și multe alte animații noi. Jocul va avea loc în Miami Vice City, chiar cum am văzut și în acele videoclipuri acolo. În metro scrie acolo Vice City sau pe poliție scrie Vice City PD sau mă rog. Bun, și cam asta sunt toate informațiile pe care le avem până acum. Oricum, în videoclipuri sunt multe, mult mai multe detalii în care o să vorbim în următorul videoclip. Abonați-vă la acest videoclip, la acest canal aici, pentru a nu rata alte videoclipuri cu GTA 6, deoarece o să apară în continuare. Așa că dacă v-a plăcut acest videoclip, apăsați pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe YouTube, TikTok și așa mai departe. Ciao! Ha ha ha.